Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Subnautica Below Zero. Față de finalul episodului trecut, ne-am întors noi acasă pentru a ne putea crafta upgrade-urile finale pentru Death Module-urile și pentru Sea-Track și pentru Pronsuit. Față de primul joc, Subnautica Below Zero cere ceva de la tine. Trebuie neapărat să-ți faci o bază, indiferent de ce formă e, indiferent că e un tub, un multipurpose room sau un large room, pentru a-ți putea face un modification station. Din nefericire, nu poți să-ți pui tu un modification station pe Sea-Track așa cum făceai în primul joc cu Cyclops-ul. Probabil și ăsta a fost un motiv pentru care au făcut Sea-Track-ul atât de modular încât să poți să ai și un modul cu pat, și un modul cu storage, și un modul cu nu știu de ce, ca să nu mai poți să profiți atât de mult de spațiu pe care ei ți-l oferă în respectivul vehicul, să poți să-ți customizezi tu cum vrei. Pentru simplu fapt că era mult prea OP să poți să te duci cu Sea-Track-ul la mama naibii, cu 100 de locări și uite bă câte item ai strâns în loc să faci 10 drumuri. Irelevant, hai să luăm noi alea două upgrade-uri de pe Sea-Track și Pronsuit, pentru că deja am strâns eu restul de materiale pentru a upgrada astea două module, Sea-Track Dev Module MK3 și Pronsuit Dev Module MK2. Oficial am intrat în itemele de endgame, cum s-ar spune, cred că de fapt chiar am intrat de mai mult timp, doar că n-am realizat eu. Și acum tu o să poți să mergi până la 1000 de metri, cam puțin tel totuși. Și acum mă aștept ca Pronsuit-ul să meargă până la 1100 sau ceva, nu? Da, am zis bine, wow, deci nu pot să cred că am ghicit. Deci promit că nu m-am uitat de dinainte să văd exact la, până la cât o să poată să meargă. Păi și cred că cam aia e. Mai am altceva de luat acasă ca să nu mai trebuiască să mai fac încă un drum data viitoare când o să am nevoie de ceva? Nu cred. Deci cred eu că suntem good to go să ne întoarcem înapoi în zona aia de cristale unde să ne întâlnim moartea pe scurt. Hai mă frate, lasă-mă odată în pace. Oricum am realizat între timp care e problema Leviathanilor din jocul ăsta. Deci nu te mai sperie. Faptul că nu fac niciun zgomot de ăsta asurzitor, unul care să îți bage frica în tine până când să te sperie. Aia e marea greșeală. Pur și simplu doar atunci când te atacă, te atacă și aia e. Bun, și suntem noi înapoi aici în zona asta de cristal. Unde să te parcăm noi pe tine încât să plecăm un pic la o tură cu Pronsuit-ul, deoarece cred eu că dacă o să mă plimb cu Dita mai Sea-Track-ul meu, nu o să iasă prea bine. Nu cred că o să am nevoie de Habitat Builder, eventual mai pun un beacon, apă nu prea am la mine acum că stau să mă gândesc, nu? Am sticla asta și mai am încă una. O să trebuiască să văd ce fac. Tu ai 96 energie, hai că poate dăm și noi de un izvor termal și ne mai încărcăm alea cu bateriile. Stai așa să fac eu o chestie pentru că mereu mă enervează treaba asta. Schimbă grappling arm-ul pe mâna dreaptă, ca atunci când dau cu click stânga să pot să atac, pentru că mereu mă încurc între ele. A Leviathan class creature is near. Mulțumesc, nu e de parcă știam oricum. L-am și văzut în episodul trecut. Ce mai îmi spui tu acum așa mare noutate? Ia uite-l. Eh, nu pot să-l văd acolo așa sus. A, poți să-i dau damage acum? Nu cred. Mamă, mi-a dat 30% durabilitate. Bă, dar cum te-ai strecurat tu aici? Ok, deci nu e de glumă cu ăsta. Știam oricum că nu e de glumă. Nu, nu mai am durabilitate, nu mai am jeturi. Iară mă. Da. Ok, după tura asta trebuie neapărat să plec pentru că... De fapt nu la următorul, dar peste două hituri mă sparge. Ei bine, doamnelor și domnilor, ăla a fost Shadow Leviathan, nu veni încoate, rog eu. Da, nu știu, e un picuț cam sex, sincer, în momentul în care vine un monstru, te înghite un pic și după aia gata, a terminat. Adică parcă când am ajuns în ultima zonă în primul joc și dedusem de Sea Dragon Leviathan, era altceva, ăla trăgea cu mingi de foc, chestii. Nu zic acum că ăsta n-ar fi cine știe ce provocare, dar față de cum era în primul joc, și din nou nu spun că ar trebui să fie la fel ca în primul joc, adică e bine că există o diversitate, e bine că și-au strofocat leacă creierii încât să gândească ceva nou, dar parcă nu captivează cu totul esența asta a unui boss final, să spunem așa, chiar dacă nu e menit să-l bați, este menit să te ferești de el. Bă, dar mare ești, stai așa, eu nu realizasem până acum. Nu știu exact dacă particulele de
mult spus sânge. Nu știu ce, domne, iartă, mai fac când iese așa o leacă ceva gălbui din el. Nu știu dacă își ia el damage sau îmi iau eu damage. Cred că el își ia damage, pentru că în teorie eu nu am cum să iasă ceva viu de mine pentru că sunt electric. Și din nou la o reparare. Păi bun, în cazul ăsta, cum trecem noi de tine? Dacă vii în 2-2 secunde și mă stresez la el, da. Nici zona nu o știu foarte, foarte bine și nici măcar nu știu unde trebuie să mă îndrept. Așa că presupun că dăm la noroc și încercăm să te ferim cât de mult se poate. Am văzut că te bagi și oricum printre crăpături, deci nicio șansă n-am. Iară, mă! Bă, da, ești... Deja devine enervant. Să mor eu, mă face să mă uit pe wiki. Câtă viață are ca să văd dacă am vreo șansă să-l omor? Deci tu dai târcoale pe zona asta cu nemiluit, n-am cum să scap de tine, dar unde trebuie să mă îndrept eu, e întrebarea. Îl aud, dar nu știu unde vine. Și mă tot duc unde nu știu. Ia fi atent că am găsit o crăpătură mai adâncă. Mă duce, mă, bine, ce-i face? Mamă, ce verzui aici. Ok, undită mai cristalul de Kyanite. 2 cristale de Kyanite, 3 cristale. Mă, multe resurse în zona asta. Și mai departe ce? Un creature egg. Ăsta cred că e un rock puncher. Și aici e decât un thermal vent de genul ăsta care mă ajută să mai regenerez o leacă din baterie, dar în rest pot să-l consider pe ăsta ca un punct safe? The crystals in this environment are confusing my senses. And yet I feel certain there is something important below. A facility or a body component. Perhaps both. I cannot tell. Bun, măcar mă îndrept în direcția cea bună. Știam oricum că aici se află, dar na. Trebuie să găsesc o cale prin care pot coborâ mai jos. Și cred că am și găsit-o. Ar fi, mă, bine să vin eu cu Citra cu aici. Mă moară la de 3 ori până să ajung eu cu Citra cu aici. Ești nebun? Ok, stai să punem aici un waypoint. Intrare slash ieșire. There is definitely something of value nearby. It could help you build my body. Deci să mor dacă mai bagă o grămadă de prostii. Stai că nu trebuie să umblu la muzică, că nu se poate. Că nu de altă, dar dacă mai bagă iarăși un voice line de ăsta, în timp ce se aude o muzică de asta foarte tare, îmi bat piciorul. Că o să mă enervez la editare când vreau să dau o leacă mai tare sunetul lui Alan, doar că nu pot dă muzica din joc. Hai, alt Shadow Leviathan. Hai, dăm cu drumul. Vreau să intru. Și dacă nici de data asta nu mă lasă să intru cu pronsuitul, mă, dar de ce nu mă lași? Ești tâmpit la creierii capului, ce ai? Ce? A fost scanez cristalele. Large Crystal Formation. Da, ci că e o cantitate mare de beril combinat cu nu știu ce aluminiu, parcă... Mă arată epic zona asta, pot să spun. Wow. Dacă până acum arăta epic, acum arată și mai și. Acum că stau să mă gândesc totuși la jocul ăsta și la povestea lui, cred că mai interesant ar fi fost dacă aș fi și găsit pe cineva din rasa mea, adică ceva om, care fără Alan cumva a ajuns până aici, doar că fără el în sine n-a putut să treacă de toate force field-urile astea. Sau cumva a reușit să treacă, să eschiveze protecția, dar a pierit încercând să iasă afară sau ceva de genul ăsta. Ar fi fost cumva mai interesant, dar probabil s-ar fi complicat mult prea tare și ar fi fost nenecesar. Hai să vedem ce e aici în interior, dacă nu. Văzusem un robot de la unde e. S-a cățărat pe pereți, ce-a făcut? A, ce faci, bă? Dar tu nu poți să te scanezi, de ce? Îmi dai damage? Hai că în primul joc știu că aveai tendința din când în când să mă ataci. Architect Component. Presupun că asta e inima sau ceva? Organele? Mi-a deblocat și blueprint-ul. Organele arhitecților este un sistem eficient de materiale cibernetice și biologice, conținând o varietate de subsisteme. Inima, între ghilimele, pompează sângele și nutrienții către părțile animale ale corpului pentru a funcționa optim, între timp ce sistemele cibernetice funcționează pe energie. Niciun sistem respiratoriu sau digestiv nu pare să fie prezent, sugerând că viața este sustenabilă doar din energie electrică și că un astfel de corp poate trăi în condiții de mediu extrem de hostile pentru majoritatea formelor de viață. Hai, ce ai de spus? Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. You have scanned all the components we need to make a storage, body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Deci stai că astea au fost două mesaje, nu? Da.
Ăsta nu e atât de relevant, așa că ăsta. Acum că ai scanat toate componentele necesare pentru a-mi construi spațiul de stocare, pardon, corpul, spun eu dacă este fericit că asta o să se întâmple, la care el îmi răspunde: analizând reacțiile chimice din corpul tău, sunt capabil să aproximez ce numești tu optimism. Și presupun că o tulim de aici, pentru că nu mai avem ce să facem. Și ce, Doamne iartă, mă fac în continuare în cazul ăsta? Fiindcă avem noi toate componentele necesare, că și veni vorba, hai să ne uităm ce avem nevoie pentru toate. Root pastel avem deja, polianiline avem deja, un iron cube, ribbon plants și kyanite, ok. Nu sunt materiale foarte grele de obținut, doar că e neapărat necesar să mergem până afară ca să le construim. Așa că hai să vedem ce ne spune în continuare să facem, că poate mai putem să mai facem ceva aici până când să ieșim afară să strângem respectivele materiale. Hai să mai aruncăm o privire pe aici pe în jur, poate mai găsesc ceva interesant, nu știu, zic, n-o fi doar atâta în zona asta. Bine, pare că ar fi o zonă făcută doar și doar pentru o locație de genul ăsta de story, deci nu mă aștept să fie cine știe ce pe aici. Ce? Am auzit un... Ia! Mă, bagă-ți mumințile în cap. Să mor eu, deci când aud un creșfiși de genul ăsta care se crede mare wow și vrea să mă bubuie, să mor eu. Mănesc de când am aflat că poți să-i dau o bucată cu pronsuitul încât să-l distrug direct. Deja am uitat. Ce-am notat eu cu waypoint-ul ăla? O fi bine, mă, să uiți atât de ușor lucrurile? Au fost două căi? Gen, puteai să cobori acolo așa până două locuri? Da, mă, fii atent. Păi și atunci eu pe unde m-am dus acolo? Na, mă, ia daci. A, și aici era încă o gaură în jos și eu cum am făcut? M-am dus mai sus sau ce am făcut? Aha, da, deci sunt două căi ca să poți să ajungi acolo. Una aia pe acolo și pe sus pe unde am fost adineauri și asta pe unde am pus eu waypoint-ul. O, uite exact ce căutam. Nu că l-aș folosi în viața mea, dar îl vreau. Blueprint-ul în sine. O, bă, și atent că s-a blocat. Mă, bă, da, mare ești, mă. O altă crevasă care te urăsc. Am mai fost aici? Nu, fii atent că e o altă zonă. Da, tot asemănătoare cu aia de mai devreme. Mult kyanite. Ce poți să faci cu kyanite-ul ăsta? Pentru că pe lângă aplicațiile în a upgrada modulele pentru a merge mai adânc, mai poți să faci ceva cu kyanite-ul ăsta, gen ceva în construcții? Mult silver, mult gold. O să fie interesant pe parcurs dacă o să mai construiesc ceva și știu unde să mă întorc eventual, dar atât. Încă un nou de rock puncher, presupun. Mă, deci, uite, deci tu cât kyanite, bă, deci să mor eu. Și nu-mi vine acum nicio aplicație în care pot să-l folosesc ca să fie și util tot. E, și uite că am văzut și propulsion armor, dar cine, Doamne iartă, mai folosește și pe ăla? Sau cine are curaj să-l scaneze pe ăla, mai bine spus. Ha, dar mai găsit și tu nou. Hai, bă, dar lasă-mă, frate. Când ajung și o să găsesc iarăși propulsion armor, vine ăsta repede. The Shadow Leviathan, cea mai distractivă ființă din jocul ăsta, să mor eu. Ha, mă, lasă-mă să-mi iau și o leacă jucărie aici și plec după. Haide, haide, haide. La fix am intrat să mor. La propriu că să mor. Hai, mă, nu te-ai plictisit la cât mai ros? Hai să o tulim de aici. Și așa măcar de final să facem părțile componente sau să mai dăm o tură până afară, nu prea avem ce să facem. Hai să mai dăm o tură până afară că aștept în principal să mai-mi zică el ceva. Fiindcă noi acum avem posibilitatea să-i facem respectivele părți componente, dar ne trebuie și locul unde să putem să-i creăm corpul propriu zis, cam acolo vreau eu să ajung. Și în teorie cred că ar trebui să-mi zică și el, mă, du-te undeva anume, pentru că mai e încă un secret. De asta nu mă duc eu acum de nebun. Singura problemă e cum ajung eu la Citra, 200 ceva de metri în direcția aia, dar m-am pierdut cu totul. Și hai să zicem că mâncare o dreg, cum o dreg, dar apa, ciuciu. Habar n-am sincer exact ce moment o să pot să păstrez din tot ce am jucat eu aici, dar am fost pur și simplu pierdut. N-am habar sincer ce m-am rotit pe acolo, ce am văzut, cum am făcut, ce am văzut, ori doi chiar. Efectiv, te pierzi în zona aia, nu de parcă în primul joc nu te-ai fi pierdut, dar uite-mă, în sfârșit. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great, what's next? Let's get you out of my head. First you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened?
Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. Fii atent aici, tensiuni. Iarăși dita mai mesajul, ăsta ar merita să fie tradus mot-a-mot, dar o să-mi iau o tonă. Foarte pe scurt, îmi spune din nou că are toate componentele necesare pentru a-i construi corpul. Spune eu ce urmează în continuare. De primă instanță spune că este nevoie să găsim facilitatea de fabricație. Se află cumva mai jos, în adâncime, o facilitate de fabricație? Deci ai plănuit că vei avea nevoie de un corp nou. Este un standard medical această facilitate, la care eu întreb o facilitate medicală la care te duci și îți înlocuiești corpul când cel vechi nu mai este bun? Sunt un picuț peste standardele necesare pentru mine. Misiunea noastră de cercetare a fost una dintre cele mai importante, deci ce ai fost tu, un om de știință ca și mine? Sunt în momentul de față. Deci ce s-a întâmplat? Echipa ta a găsit vaccinul și după... La care schimbă el subiectul și îmi zice din nou, te rog, ai găsit componentele, acum găsește și facilitatea pentru a-mi construi corpul. Deci ne ascunde ceva, nenea Alan. În prima versiune a jocului, înainte să se facă remake total la joc, la poveste, el era considerat personajul negativ, deci cine știe ce o să aflăm acum. Dacă eu știu deja, dar nu contează. Să mai dăm o tură până afară sau să nu mai dăm o tură până afară, chiar nu știu. Cred că mă pun eu să editez. Văd cât îmi iese și după aia eventual vedem dacă mai avem timp să mai facem ceva. Dar oricum, acum că stau să mă gândesc, trebuie să ies neapărat afară deoarece nu mai am apă. Înapoi de acasă, eram eu cam nedumerit ce doamne iartă-mă să mai fac pe episodul ăsta ca totuși să nu fie atât de sec. Și m-am gândit eu, dacă tot am făcut rost de cele două brațe pentru pronsuit, ce-ar fi să le facem și să ne jucăm cu ele, având în vedere că nu ne-am jucat deloc cu pronsuit propulsionar nici măcar în primul joc și pe lângă asta nu ne-am jucat sub nicio formă cu torpilele în primul joc, pentru că avem pronsuit torpedo arm. Am strâns eu materialele necesare pentru astea două și pentru că brațul de torpile nu are ce face fără torpile, o torpilă de vacuum sau mă rog, două torpile de vacuum și două torpile cu gaz. Acum ca totuși să nu le folosim doar aici la bază, norocul a fost de partea mea și s-ar părea că avem noi un punct de interes la 1500 de metri. Fix adineauri când strângeam materialele pentru a crafta astea două brațe, m-am trezit eu cu mesajul ăsta de la Alan, care spune că a simțit o semnătură de energie puternică, nu știe exact ce e și eu spun, arată-mi, nu poate să doară. Și de asta mi-e frică că e posibil chiar să doară destul de tare, că cine știe unde doamne iartă-mă mă trimite la 1500 de metri în direcția aia. Așa că zic eu că o să testăm astea două brațe când o să ajungem în direcția aia la 1500 de metri la artefactul N6M. Mă, eu nu știu, sunt mai multe vent garden-uri de genul ăsta mature sau e doar unul singur pe toată harta? Și ia fi atent că ce caut se află fix. Ce m-am speriat să mor. Fii atent că ce caut eu se află fix sub ventul pe care stă vent gardenul ăsta. 135 de metri sub pământ. O trebuie să ocolesc pe undeva sau trebuie să cobor prin crăpăturile astea? Știi ce? Hai să dăm noi aici un save și să dăm la risc ce pot spune. Cu pronsuit-ul mă îndoiesc eu cam cum să intru pe aici. Ok, deci trebuia neapărat să intru eu manual, nu puteam să intru cu pronsuit-ul. Dita mai mineralele de diamant, iron cube-uri, da, aia mă interesează mai tare și iarăși un drill cord ăsta. Ia să vedem. Am înțeles, deci dacă ai scanat unul de genul ăsta, ți le scanează pe toate. Nu cred că poți să scanezi mai multe astfel de... Doar ăsta ți indică gen locații unde ai putea să găsești minerale mai în masă în caz de ai nevoie, cred că, sau ceva de genul ăsta. În orice caz, nu o să zic nu la iron cube-urile astea, fiindcă o să fie foarte, foarte bune. Păi și deci cam asta e cu locația pe care ne-a notat-o Alan. Sunt curios cum detectează el în ce momente anume să-mi trimită coordonatele unei locații de genul ăsta ca și punct de interes ca să mai umple un picuț golul jocului. O să compar cumva cu distress call-urile din primul joc, așa o să presupun că sunt și astea doar ca să mai umple acțiunea jocului și poate din când în când să-ți mai dea și câte un pic de bucată de poveste. Dar ăsta totuși a fost cam sec, n-am ce spune, că nu mi-a dat nici una nici alta. Așa că, pentru a face și ce am zis mai devreme și să nu lăsăm ceva neterminat,
access upgrades, lasă tu hook-ul ăla acolo, o să vreau de primă instanță propulsion armul și nu cred că mai are nevoie de altceva. Sincer să fiu, mi-aș fi dorit să fi apucat un rock puncher, dar cred că stulea cam departe, așa că o să ne mulțumim, cred că, cu o vietate de genul ăsta. Ce doamne ar fi și ăsta? Nu pot? A, e prea mare. Degeaba. Ești degeaba. Gen brațul e degeaba. Da, uite. Șpiu. Baum. Distractiv, n-am ce spune, ar fi mai util în momentul în care chiar ai vrea să debarasezi un loc, să golești de obiecte care îți stau în drum, dar pentru mine, în momentul de față, dacă nu pot să mut un rechin de genul ăsta, ce doamne ar trebui fi, care o dita mai mandibula, n-am ce să fac cu brațul ăsta. Așa că măcar hai să ne distrăm cu torpedo armul. Sincer să fiu, eram foarte tentat să zic că torpedo armul nu mai există în joc. Din ce motiv? Nu cred că îl folosea nimeni. De ce spun asta? Ca să înțelegeți, pentru a folosi respectivul torpedo arm, o să pui doar 6 torpile înăuntru, s-ar părea înainte, dacă nu mă înșel, erau decât 4, și trebuie de fiecare dată când consumi respectivele torpile din pronsuit să te dai jos și să le pui înapoi. Plus, pe lângă asta, nu sunt atât de eficiente. Adică un vortex torpedo ar trebui în teorie să atragă vietățile de prin jur și să le învârtă într-un vortex, propriu zis. Hai de prima instanță să încercăm să tragem undeva acolo. Asta presupun că a fost mai mult un bug, că ar fi trebuit să-l fi ținut mai mult acolo așa în vortexul ăla, după care să-l fi aruncat la distanță. Interesant ar fi dacă aș avea un banc mai mare de pești și să ne distrăm să vedem cam cum i-ar arunca, doar că dacă eu o trag într-un banc de genul ăsta de pești, nu cred că o să aibă niciun efect. Da, nicio treabă n-are. Și ca idee, vortexul nu dă damage. E doar și doar ca să îndepărtezi vietățile nedorite de tine. Pe când ias torpedo, tragi cu respectiva torpilă în el și o să lase un nor de gaz în urmă, ce abia ăla o să dea damage. Doar că nu un damage foarte mare, asta e chestia. Sigur nu o să moară dintr-o singură torpilă de genul ăsta, deci probabil ar trebui să ai 6-7 la tine ca să poți să omori măcar un de ăsta. Nu știu exact la ce ți-ar trebui, e doar ceva acolo așa de distracție. Adică probabil dacă nu ar mai fi lăsat chestiile astea în joc, lumea s-ar fi plâns pentru că posibil și probabil cineva să se distreze până la urmă cu ele. Nu sunt utile, pur și simplu nu ai ce să faci cu un torpedo arm. Pe de altă parte, propulsion armul îi mai văd utilitatea. Indiferent, o să cam punem noi capăt aici, măcar am mai făcut și noi câte ceva, am explorat încă o parte din joc pe care nu o explorasem sub nicio formă. Episodul viitor o să mergem noi în căutarea a cine a spus el în respectiva facilitate unde putem să-i construim noi trupul și după asta să vedem ce o să urmeze, pentru că după ce îi construim noi trupul, nu mai știu exact ce urmează să facem după până când o să ajungem la final, deoarece finalul nu este foarte departe. Fără a mă mai întinde, eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!